Vă salut! Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre roțile metalice de la motocultor, deoarece am primit întrebări despre ele, dimensiuni, greutate și vreau să vă arăt exact pe roată, că nu le mai rețineam nici eu exact bine dimensiunile. Deci sunt făcute din țeavă pe care am tăiat-o în două inele. Inelele și cu tabla dintre inele unde se fixează manicotul, deci au o lățime de 80 de milimetri. Diametrul inelelor este de 360, iar diametrul total din pinten în pinten este de 425. Aici am mai atașat eu câte o contragreutate, am pus câte un disc de frână de la o mașină. Tabla dintre inele este de 10 mm, dacă se poate vedea, da, se vede destul de bine. Uitați-o aici, este de 10 mm, iar pe partea cealaltă am prins manicotul. Ei, după cum observați, aici între flanșa manicotului și tabla de la roată, mai am două distanțiere de aluminiu, deoarece manicotul era prea scurt și nu îmi dădea distanța care aveam eu nevoie între roți. Nici acum nu sunt foarte, foarte mulțumit. Mai trebuie circa un centimetru jumate, dar pe viitor o să cumpăr alți manicoți și o să-i pun fără a mai avea acest adaos de aluminiu. Deci cam asta despre... A, și vreau să vă mai spun, are o greutate de aproximativ 20 de kg fiecare roată. Greutate suficientă pentru a ara, deoarece eu aici la motocultor mai am și două contragreutăți din tablă, de cred că undeva la 30 de milimetri. Să vedem ce spune ruleta. Da, 30 de milimetri. Deci este suficient pentru ara și acum vreau să vă mai spun ceva despre plug, deoarece am primit tot așa comentarii cum că ar fi de pentru cal și adaptat la motocultor. Nu. Nu este pentru cal, nu este pentru măgar, pentru niciun animal, este făcut de mine în totalitate. Dacă vă uitați pe canalul meu, am un video unde îl prezint, unde îi prezint și sistemul de reglare. Deci plugul este în totalitate făcut de mine. Cormana din tablă, cuțitul la fel făcut dintr-o tablă care chiar o să trebuiască să-l dau jos și să-l călesc pentru că este cam moale. Aici suportul de prindere al cormanei este, după cum am mai spus într-un video, dintr-un suport de cuțit de cultivator. Deci tot ce înseamnă accesorii, adică roți, plug, prășitoare, toate sunt făcute de mine. Prășitoarea mai am ceva de făcut aici la sistemul de reglare pe adâncime. Sper că săptămâna aceasta să strâng toate piesele și apoi să le montez. Și iar mai am în lucru un elevator pentru suspendarea motocultorului când schimb roțile sau frezele. Dar neavând timp, pentru că acum mai este de lucru și în grădină, a trebuit să-l las puțin deoparte. Sper ca săptămâna viitoare, când vin din nou la țară, să mă pot ocupa de el. Și atunci o să și vedem cât de eficient este, cât de ușor se pot schimba roțile. Cu siguranță o să fac un clip. Până atunci, vă salut și să ne vedem cu bine la următorul clip.